făcut bine. Lui Dumnezeu glorie, mi se bucură inima în mine. Lui Dumnezeu glorie, cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, cu natura întreagă să cânt și eu. Lui Dumnezeu glorie, să-L servească munții și apele. Lui Dumnezeu glorie, cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, ia-i cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie. Lăudați să fie Domnul, frați și surori. Încă o seară binecuvântată de Domnul, unde putem fi la rugăciune, la părtășie împreună cu frații, împreună cu surorile, împreună cu copiii și împreună cu toți cei ce iubesc pe Domnul. Amin. Haidem, așa cum stăm ridicați în picioare, să nu facem altceva decât să-L rugăm pe Domnul să binecuvinteze toată seara aceasta. Amin. Pe toți, amin, care suntem aici, pe cei ce se uită de depărtare, care conduc trocurile. Dacă n-am fost dimineața aici, dar vă spun, căci n-am fost cu trupuri, dar cu Duhul, când erau rugăciunile, mă rugam. Când cântau frații, cântam. Când predicau, ascultam foarte... Vă spun, căci de multe ori mai mare atenție am la predică când sunt departe și ascult, căci nimeni nu foșnește, nimeni nu mă ghiontește, ochii n-au unde privi decât acolo stau și ascult. Am vrea ca și aici, în seara aceasta, Domnul să ne facă să auzim nu ceea ce vor vorbi frații, ci ceea ce vor vorbi frații cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Și Domnul, amin, să ne vorbească. Amin. Amin. Ne rugăm, amin, Domnului. Să lăudăm mai pe Domnul cu o cântare. Tu cel fără pace suflet, ești chemat, ești chemat la Iisus Mântuitorul, căci prin El poți fi salvat. Poți să ai chiar lumea întreagă, aur, glorii, bogății, pe Domnul Iisus. Ești pierdut, pierdut pentru vecii. Poți să-L ai chiar lumea întreagă, aur, glorii, bogății. De nu-L ai pe Domnul Iisus.
pierdut, pierdut pentru veci. Ai căutat în lumea largă pacea ta, pacea ta. Fă să știi că aici în viață pacea ta e Golgota. Poți să ai chiar lumea întreagă, aur, glorii, bogății, de nu l-ai pe Domnul Iisus, ești pierdut, pierdut pentru veci. Lumea-ntreagă, aur, glorii, bogății, plenul ai pe Domnul Iisus, ești pierdut, pierdut pentru vecii. Mulți din cei ce lumea asta fericit au cântat în plăcerile de o clipă, dar regrete le-au urmat. Poți să ai chiar lumea-ntreagă, aur, glorii, bogății, de nu aur, glorii, bogății, de nu-L ai pe Domnul Iisus, ești pierdut, pierdut pentru veci. Cât de adevărat am cântat. Când cântam, m-am dus cu gândul, când am fost în țară mai câtva timp în urmă, am fost prin cimitir și mă uitam cât de multe cruci, cât de când timp, și citeam acolo cine a murit și vă spun ce mă gândeam. Mă gândeam că nu am știut care au fost bogat în timpul acela sau care au fost sărac, s-a sfârșit viața și toți erau în mormânt alături apuși. Și nu le-au ajutat nici aurul, nici bogății, nici mașini, nici casă, nici nimică. Dar dacă l-au avut pe Domnul în inima lor, or avea pace. Dar dacă nu, iadul, osânda și pierzarea veșnică. De aceea cât noi încă astăzi inima bate în noi, când cântăm să ne gândim că și nu ne va scăpa nimic. Dacă îl avem pe Domnul, dar nu să spunem numai că îl avem pe buze, că poți să spui numai pe buze, că l-ai pe Domnul, dar cu viața nu o trăiești. Doamne, ajută-ne să trăim a ceea ce vorbim, să fim a ceea ce Domnul vrea de la noi. Domnul să ne ajute, frați și surori, pe toți împreună să ne putem la sfârșit, la sfârșit când se va face marele apel, să ne cunoască Domnul pe noi, să spuie Domnul în fiecare împreajma fiecăruia, vino la mine, slugă bună, căci mie mi-ai slujit. Domnul să ne ajute, frați și surori, în vremea aceasta, în vremea sfârșitului, în vremea când tot e mai mult învățături, parcă calea se mai lărgește. Dar sunt frați care auzim predici, sunt frați care se luptă. Haideți să ne luptăm și noi, împreună, pentru credința care a fost dată nu mai de multe ori, ci odată pentru totdeauna. Domnul să ne ajute. Amin. În această rugăciune care am vrea să o facem, a doua rugăciune, am vrea să ne rugăm, să ne rugăm înaintea Domnului ca Domnul să ne ierte. Amin. Suntem greșiți prin vorbire, prin gândire, prin privire, prin orice
îl supărăm pe Domnul. Dar dacă nu l-ai supărat pe Domnul, laudă-l pe Domnul și bucură-te, reașteaptă-l. Dar dacă l-am supărat și încă în seara aceasta suntem la rugăciune și ne aducem aminte că n-am făcut ceea ce Domnul vrea de la noi, este vremea potrivită să ne rugăm Domnului. Amin, Doamne, ajută-ne. Era pe vremea aceea psalmistul, un împărat, David, care îi se părea că și-a făcut mult bine, până ce nu a venit prorocul și i-a spus greșala. Și când i-a spus greșala, el s-a prăbușit și a trebuit să facă lucrurile, să deie 4 copii și câte și mai, prin câte a trecut, dar el se credea până atunci că este brav. De aceea și noi de multe ne credem că suntem cineva, dar Domnul este Cel ce cercetează inima și Domnul să ne facă să ne cercetăm noi pe noi și să ne îndreptăm, să putem fi curați, să putem fi sfinți, să putem aștepta pe Domnul. Psalmistul spune, Psalmul 32, câteva cuvinte, după ce ne vom pleca pe genunchi și ne vom ruga în fața Domnului ca El să treacă cu vedere toate abaterile noastre și tot ceea ce am gândit, poate nu după voia Lui. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Cât de fericit este cel ce este cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit, este ferice. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Nu ferice de omul celui care ține omul, dar celuia care Domnul îi ține, nu-i ține în seamă nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Poți să fii viclean, să te prefaci, să spui, băi, frate Ilie, eu așa-s de pocăit la adunare, așa-s de pocăit când vin cu o Biblie mare, cum mi-a luat eu astăzi, și așa-s de pocăit și te uiți. Dar numai Domnul, Cel ce ne cunoaște inima, și Domnul să ne ajute să fim fără viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de degemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Îi ferice când mâna Domnului apasă asupra ta și tu îți vii în minte și spui, oare de ce te cercetezi? Și spui, oare de ce mâna Domnului apasă asupra mea? Și te cercetezi și spui, am greșit. Fac o întorsătură, mă întorc la Domnul, ca Domnul să spuie că-i ferice de mine cu cel cu păcatul iertat și fără de legea acoperită, da? Dar dacă mâna Domnului nu apasă și dacă au apăsat o vreme cândva, dacă ți-a mustrat cugetul un timp și după aceea făcând tot lucrurile cele mai departe, nici nu te mustră cugetul și spui că îți merge bine și îți merge bine, și la urmă, cu binele celea care îți pare ție că îl faci bine, dar mergi nu în drept, nu în rai mergi, ci mergi într-un loc care nu-i bun. De aceea Domnul să ne ajute să ne putem îndrepta. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legele. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire, lăudat să fie Domnul. Dar nu înainte ca să te mărturisești înaintea Domnului, Domnul te va înconjura și te va păzi înainte, cu toate cu păcatele tale, tu aștepți ca Domnul să te înconjoare, să treci biruitor. Nu! După ce te vei mărturisi înaintea Domnului, după aceea Domnul va pune ceata lui de îngeri, te va ocroti și te va păzi. De aceea ne ducem pe genunchi și ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ierte, Domnul să ne curățească, Domnul să ne ajute să ne putem pune o strajă și minții noastre, gândului nostru, cât de ușor este în vremea aceasta pe internet să alunici. N-am deschis niciodată internet să mă uit ceva lucruri murdare, vă spun adevărul. Am scris doar acolo
pe un frate, un nume de frate, un nume de frate, o predică mi-a spus, ia caută pe un frate. Am căutat acolo pe numele de fratele celălalt. Când am apăsat acolo, a apărut niște lucruri ciudate. În telefonul meu, l-am aruncat departe, l-am deschis iarăși și îi spun neveste, ce se întâmplă oare? Oare ce se întâmplă? În vremea aceasta, când eu scriu pe un frate, scriu numele lui și apar niște lucruri. De aceea Domnul să puie o strajă ochilor noștri, Domnul să puie o strajă în preajma copiilor noștri, să aibă o strajă, ei să vegheze și când văd lucrurile acestea murdare, să este afșan, să puie pe af. Și Domnul ne va binecuvânta să fim, să fim niște oameni curați. În toate vremurile, pe vremea aceea când erau cei trei tineri în cuptorul, până ajunge în cuptorul cu foc, totul era, totul i-a pus numai să se închine. Când au făcut acel vițel de aur, trebuiau numai să rămâie cu viață, trebuiau numai să plece capul printre miile de oameni și nu i-a aruncat un foc. Dar ei au stat tare în picioare, cu atât de drepți, că i-a văzut dintre miile cele de oameni, i-a văzut și întreabă, bă, voi nu vă închinați? Nu, noi nu ne închinăm. Cum nu vă închinați? Nu vedeți focul ăsta? Nu vedeți că dacă nu vă închinați voi, când va cânta chitările și toate instrumentele acolo, voi nu vă închinați? Spune, noi nu ne închinăm. Chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne va scăpa, noi nu ne închinăm ție, împărate, și nici chipului tău. Să se puie Domnul și în vremea aceasta, în tinerii noștri, în cei bătrâni, în toți, să nu ne închinăm chipului veacului acestuia și nu atât de ușor să ne potrivim chipul veacului acestuia prin toate, prin îmbrăcăminte, prin purtare, prin toate lucrurile care ne caută să ne amăgească și pe noi. Doamne, ajută-ne să putem fi curați și sfinți până la vinerea Ta. Amin. Ne rugăm Domnului. Amin. Și următorul frate care ne va duce într-o rugăciune, fratele Andrei Rusnac, Domnul să-l binecuvintează. Amin. Amit în mijlocul nostru, Domnul să-l binecuvintează. Va veni o zi în care toți aleșii Domnului vom cânta un imn de slavă Melului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi și Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. După toată alergarea fericit vei fi și tu, vei primi cununa slavei lui Iisus. Pregătește-te acum, până încă mai e har, nu lăsa să treacă timpul în zadar. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului.
face negreșit. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumesc, Domnule, că am putut să ajung și eu în locul acesta. A fost îndurarea lui Dumnezeu, care se revarsă peste noi în fiecare zi. Îi mulțumim, Domnule, că încă putem umbla pe picioare. Ne-a întărit trupul nostru, a întărit picioarele noastre și umblăm. Dar contează cum umblăm în lumea aceasta. Fratele a amintit un pic acolo despre că se lărgește calea în ziua aceasta. Și e adevărat că se lărgește și știți de ce se lărgește. Frații care ați lucrat la pădure și întotdeauna când se vrea să taie o pădure, se taie un drum. Și drumul e îngust, numai o mașină trece pe acolo. Și când încarcă toți buștenii și care și calea se lărgește. Se face mare că dată trece amândouă trocuri unul pe lângă altul. Datorită faptului că luăm toate lucrurile, toate bagajele lumea acestea pe noi și lărgim calea. Nu putem merge așa ușor pe o cale îngustă și mergem pe aia mai largă. Domnul să ne ajute ca să putem înțelege toată lucrarea Domnului. Și ca să putem merge pe calea în ziua aceasta, avem nevoie de două lucruri care sunt foarte esențiale în viața noastră și care trebuie neapărat să le avem. În primul rând, cuvântul Domnului spune la Efeseni, capitolul 5, versetul 18, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Aș vrea să mergem în rugăciune această înaintea Domnului și să ne rugăm ca Domnul să ne umple de putere. Amin. Și al doilea lucru de care trebuie să avem nevoie și care întru totul depinde de noi, se găsește scris la Coloseni, capitolul 3, versetul 16, unde spune așa, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Deci aceasta depinde de noi. Trebuie să punem mâna pe cuvânt, să studiem cuvântul Domnului și Duhul Sfânt este acela care ne deschide mintea, să putem înțelege. Domnul este credincios și ne dăruiește, cum a zis fratele, tot felul de binecuvântări. Și este un cuvânt care am spus eu odată aici și am fost, cum să zic, criticat pentru treaba asta că l-am spus, că chiar dacă noi nu suntem așa de credincioși, totuși Domnul rămâne credincios cuvântului Său. Și fratele care m-a atacat a zis că nu e adevărat, frate, dacă nu ești credincios, Domnul nu te ajută. I-am zis, frate, zic, câte promisiuni și câte lucruri ți-a promis Domnul și ți le-a dat, ai fost așa de credincios că ai meritat. Nu, frate, păi vezi, Domnul tot a rămas credincios. Dar noi trebuie să răstrădim, să stăm aproape de Domnul. Să mergem în rugăciunea aceasta și să stăruim înaintea Domnului. Domnul se îndure de noi, să ne umple de putere și să ne ajute să putem înțelege cuvântul Lui. Ca să poți înțelege cuvântul, trebuie în primul să-L citești, să-L iubești și să-L dorești. Mergem pe genunchi și ne rugăm Domnul. A fost tare cuvântul și l-am auzit cu urechile, dar totuși ceva ce vreau să mai aduc aminte. Mă gândeam eu astăzi când mi-a spus fratele că trebuie să conduc o oră de rugăciune, am deschis Biblia, dar n-am citit de acolo. Și m-am oprit la un cuvânt cu degetul pe Biblie și nu l-am citit, dar astăzi a fost prin viu grai. Și eu acolo m-am oprit, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Așa am citit eu astăzi înainte să vin la biserică, dar nu am citit astăzi aici când m-am urcat sus. Dar Domnul, prin glasul Lui, prin proroc, a fost astăzi, căci locul acesta este un loc sfânt. Păzește-ți!
Este locul acesta pregătit de Domnul și este un loc sfânt și fiecare să se cerceteze cum a venit în fața Domnului. Așa a fost, da? Fiecare să ne cercetăm când intrăm în casa Domnului, nu oricum, căci este un loc pregătit de Domnul și nu oricum, ci un loc sfânt. Și dacă este sfânt, trebuie să ne apropiem curați. După ce mai... Nu rețin mai ce-a fost. Ne-a chemat Domnul la smerenie. Pentru un suflet a fost... Sufletul acela înțelege despre cine așa au fost. Domnul să ne ajute, frați și surori, să ne putem fi smeriți. Domnul a spus și ne sfințim înaintea Lui. Când intrăm în casa Domnului și suntem curați, ochi curați, Domnul așteaptă, inimă curată și nu intrăm fără grijă, știm cu grijă și ne întoarcem și mergem drept înaintea Domnului, cum ne vrea Domnul, că Domnul are și ne treacă prin cântar. A fost pentru un suflet foarte grea lucrare, că Domnul îi aduc aminte că Domnul a spus că te-am scos din mari valuri când strigai după ajutori și nu aveai nicio speranță și Domnul s-a întins mâna și a venit și te-a scos. Dar în vremea aceasta ai uitat și mergi cu ușorul. Domnul mi-a arătat în videnie că foarte e cuprins de lucrurile pământești și nu are timp de a veghea mai mult la cuvântul Domnului. Dacă nu se va întoarce în grabă, Domnul a spus că va intra cu greu în cort și va fi greu. Mai departe, cuvântul și-a fost. Și așa că și ne întoarcem și ne pocăim și cerem mila Domnului ca Domnul să îndure de noi și nu ne lasă. Amin. Amin. Domnul să ne ajute să ne putem pocăi în fiecare zi. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom face această rugăciune de cauze. Și fratele Lini va îndemna la această rugăciune. Domnul să-l binecuvânteze. Nu știu de ce fratele Dragoș a zis să ne ridicăm pe picioare. Probabil că când stăm în picioare și ne rugăm, trebuie să iertăm. Amin. Fără să mergem la cineva, zicem iartă-ne, dar trebuie să ne iertăm. Hai să luăm puțin locul și aș vrea să discut câteva lucruri care sunt foarte importante. Fratele Dragoș a amintit din Psalmul 32 despre David că atunci când s-a mărturisit păcatul, Domnul a iertat vina păcatului lui. Și dacă mergem în Vechiul Testament, Domnul a avut înviderat și David a avut înviderat, e vremea când el a ieșit pe teres afară. Pe teres afară, oamenii erau la luptă, ostașii luptau acolo, Ioab și toți acei, și el a dus o femeie acolo. Și spune cuvântul Domnului că el a poruncit. Mai întâi a întrebat de cei, cine este asta? Și ei au spus, e Barșeba, soția lui Cutare și din familia Cutare, ea este, aduceți-o încoace. Și aș vrea să vă întreb, a mărturisit el vina păcatului lui înaintea Domnului sau nu? Cuvântul Domnului ne arată că n-a mărturisit el aici, până Domnul nu l-a trimis pe Natan, prorocul. El a mai făcut o năzdrăvănie acolo, atât de mare. Când a auzit că aceasta Barșeba este îngreunată, a trimis scrisoare sau cuvânt, pentru că Urie l-a adus din război acasă și pe falș a căutat să-l omoare. Și atunci Domnul l-a trimis pe Natan. Când erai tu mic în ochi, când te vedeai mic, nu te-a salvat mâna mea din mâna lui Saul. Nu te-am pus eu împărat, nu am supravegheat. De ce ai făcut lucrul acesta? Și Natan îi spune toate lucrurile, îi dă pe față. Atunci el a plecat capul și spune, sunt vinovat. Vreau să vă întreb,
Nathan a știut înainte de fărdelegele lui? Hai să răspundem, n-a știut. El era omul lui Dumnezeu, un proroc în țară, n-a știut. Când s-a mărturisit el fărdelegea, după ce a venit prorocul la el și i-a vorbit și le spune, am păcătuit. Și Nathan îi spune, nu vei muri. Dar după hotărârea care ai luat într-o această cauză, vei plăti 4.000 înapoi și copilul care se va naște din Barșeba va muri. Și însuși groaza și prăpădul va veni din casa ta, asupra ta. Și Dumnezeu a dus totul la îndeplinire. Să luăm dar bine seama, când săvârșim fără de legea, nu ne ascundem, ca nu cumva să vie mânia lui Dumnezeu, că Domnul te vede, nu te pleca pe genunchi și spune, Doamne, eu am păcătuit, pentru că păcatul care l-ai făcut iasă la suprafață și pe unul vei fi dat de față. De aceea el spune, am mărturisit vina păcatului meu și Domnul mi-a iertat ce? Fără de legea, slăvit să fie numele Domnului. Domnul a iertat, dar a plătit. Patru fii au murit. Și necazul care a venit peste el, parcă a fost cel mai greu. M-am gândit la lucrul acesta. Cel din casa ta s-a ridicat împotriva ta și luptă împotriva lui, Absalom. A luptat. Și a trebuit să meargă bătrânul plângând, să fugă, pentru că mâna lui Dumnezeu era de data asta împotriva lui. I-a arătat ce înseamnă să faci fără de legea. Eu vă îndemn pe toți, hai să fim pocăiți. Cântarul oricum va veni. Dacă vei fi găsit ușor, vei fi aruncat jos. Iar dacă vei fi greu, Domnul îți va plăti. Hai să alegem în seara zilei acestei ce vrem să fim. Ușori, să ne împăcăm cu Domnul, să stăm aproape, să-i slujim din toată inima sau să facem ceea ce ne spune lumea. Ceea ce ne spune lumea. Aș dori să aducem mai întâi înaintea Domnului cauzele. Cauzele. Citea un cuvânt atât de frumos, dar Dragoș l-a amintit aici, să nu fim oameni vicleni. Viclean știi ce înseamnă? Vorbești cu omul una, te gândești complet altceva, faci planul altul și înfăptuiești cu totul altceva, nici planul tău, nici nimic, altceva înfăptuiești. Să nu fim oameni vicleni, să fim oameni direcți. Ce este în inimă, să fie și pe buzele noastre, putem spune, Doamne, ajută-ne. Ce este în inima noastră, să fie pe buzele noastre. Ioab a plecat cu scrisoarea. El a știut când i-a dus scrisoarea acolo că Uriei trebuie să moară. El a știut și l-a pus în frontul liniei pe Uriei și să fie omorât, să împlinească dorința unui om fără chipzuință. Și Uriei a murit. Când i s-a adus vestea împăratului că Uriei a murit, spune că Berșeba a plâns mult. Soția lui a plâns mult. Și Ahab, conducătorul de război, a scris în scrisoarea lui, s-a împlinit ceea ce ne-ai cerut. Deja Uriei e mort. Dar vreau să vă spun că Domnul nostru este viu, este veșnic. Hai să ne ridicăm pe picioarele noastre acum, să aducem cauzele care au fost atârnate aici. Alături de aceste cauze, săptămâna trecută am avut ocazia să fiu la sora Auruța Vorobeț, este în vârstă, este bolnavă, foarte greu a trecut în urma pierderii fiului ei, care trebuie să moară fratele Vasile, și spunea că m-am simțit foarte greu. Să ne rugăm pentru ea, Domnul, să o întărească și să o sprijinească, să ne rugăm și pentru sora Floarea, nora ei, ca Domnul să-și întindă mâna peste ea, să-i dea sănătate, ca să poată rămânea mai printre copii, dacă din partea bisericii mai aveți cauze. Să ne rugăm pentru cei doi tineri care vor merge pe divinii pentru fratele Alex, fratele Alex, ca Dumnezeu să le plătească, să le binecuvinteze ajutorul care vor da celor copii,
Să ne rugăm pentru acest tânăr care pe 13 va fi executat. E dat soluția lui moartea sigură. Familia plânge, se roagă, ne-a rugat să ne rugăm și noi. Acest copil e venit din Caminca, din regiunea Cernăuț, din raionul Hliboca, e venit aici, a glumit cu păcatul, cu drogul, cu armele nucleare, este și le au pe aici, a glumit. Și acum a ajuns să stea pe un scaun unde va fi executat. Să ne rugăm pentru familie, dacă găsește Domnul cu cale să-i schimbi sentința acestui copil, gândește că e fratele tău, că-i sora ta, că-i copilul tău. Gândește la lucrul ăsta. Au rămas zile numărate ca Domnul să mângâie familia aceasta și dacă găsește cu cale să schimbe planul Domnului, la dânsul totul în putință. Dacă mai sunt alții, fratele Petru Damian e cam bolnav, azi m-a sunat să merg până la el, l-am vizitat, și sora Urica, Domnul să aibă milă de ei în continuare, să-i binecuvinteze. Dacă mai sunt alții, vă rog alături de ei. Dacă prin ridicare de mână, ne vom ruga Domnului și vom cere mila Domnului peste noi, peste rugăciunea din seara zilei acestei, Domnul să-l binecuvinteze și pe Alexandru cu un cuvânt. Amin. Pentru noi, să binecuvinteze toată slujba, iar cuvântul care l-a vorbit Domnul în dreptul nostru, să fim atenți, pentru că ce vorbește Domnul, așa și face, căci vă vreau pentru mine, a zis El, pentru împărăție. Să ocupăm locurile în timpul unei cântări, se va strânge colecta și apoi vom anunța în continuare. Eu cred în vindecările divine, că El mă vindecase și pe mine, că El e doctorul cel bun și mare. În El găsesc alin și vindecare. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit. În numele Lui ești fericit. Eu cred în El că El în veci trăiește. El este adăpost puternic și slăvit. Boală o tămăduiește, că El e Domnul care ne-a tocmit. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești fericit. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit. În numele Lui de foc mi-s
mântuitor. Și rănile și jertfa de pe cruce, găsim cu toți balsam vindecător. În numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat, în numele Lui ești mântuit, în numele Lui ești fericit, în numele fie numele Domnului. Ar fi bine dacă am cântat în numele Lui, eu sunt iertat, în numele Lui, eu sunt vindecat, în numele Lui, eu simțesc fericirea. Doamne, ajută-ne! În continuare, Ema laudă pe Domnul cu o cântare, apoi corul bisericii și fratele va avea un mesaj. Chiar coroana de împărat ai venit jos pe pământ, te-ai jertfit ca miel preasfânt. Cât de mult Tu m-ai iubit, viața Ta mi-ai dăruit. Astăzi recunoscător mă închin cu mare dor, după cerul Tău senin, după harul Tău divin. Știu că Tu ai înviat și la cer Te-ai înălțat. Să-mi pregătești loc sfânt unde veșnic o să-ți cânt. Viața mea e mâna Ta, dragostea a triumfat. Pentru mine ai lăsat chiar coroana. Pe pământ te-ai jertfit ca miel preasfânt. Cât de mult Tu m-ai iubit, viața Ta mi-ai dăruit. Viața mea e mâna Ta, dragostea triumfat. Pentru mine ai lăsat chiar coroana de împărat. Ai venit jos pe jertfit ca miel preasfânt. Cât de mult Tu m-ai iubit, viața Ta mi-ai dăruit. Amin. Thank you.
Slăvit să fie Domnul, e viu în veci de veci. Glorie Domnului! Emi popora Domnului, vă rog ca să rămânem așa pentru câteva momente, în respect ca să dăm din cuvântul Domnului. Vom citi câteva cuvinte pentru seara aceasta ca învățătura, ca hrana pentru omul nostru din lăuntru. Cuvântul Domnului este din Evanghelia lui Matei, capitolul 6. Începem citirea cu versetul 5 până la versetul 13. Pagina din Biblie, traducerea Cornelescu, 928. Evanghelia lui Matei, capitolul 6. Începem citirea cu versetul 5. Păstrăm liniște și ascultăm cuvântul Domnului. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colturile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu borbolosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Mulțumesc. Reocupați locurile. Poporul Domnului, este un har în seara aceasta ca să mai fim aici încă în prezența Domnului, slăvit să fie Domnul. Ne-am bucurat de dimineață, ne-am bucurat de vestele care, misiunea care frații noștri au fost acolo, despre implicația lor, despre contribuția noastră ca biserică în ceea ce a deținut de noi ca să contribuim cu banii noștri. Și parcă am stat și am cugetat și la cei ce s-a vorbit de dimineață și la ora de rugăciune, frații ne-au îndemnat și ne-au spus despre lucrurile din Scriptură. Poate nu să vină la spectacol aici. Are responsabilitatea de a se implica, de a face ceva. Și este unul din scopurile bisericii de a merge, de a spune Evanghelia și după ce o spune, trebuie să învețe pe cei ce le-a spus să trăiască adevărul acesta. Doamne, ajută-i pe ei și ajută-ne și pe noi ca să trăim Evanghelia aceasta. Amin. Frați și surori, în seara aceasta Duhul Domnului m-a îndemnat, de fapt în săptămâna care a trecut, am avut un timp în care am meditat și am cugetat la mai multe versete din Biblie, în care mi-a fost îndreptată privirea înspre un lucru care este rugăciunea. Și m-am uitat la lucrul acesta din perspectiva biblică ca să văd dacă este cea pe care noi o facem în totalitate cum ne cere Cartea Sfântă. Am stat și am descoperit un lucru, m-am uitat, nu că-s mare descoperător de taine, de lucruri, dar m-am uitat că în spatele rugăciunii poate să existe alternativa diavolului, dragi tineri. Este o parte acolo în care dacă rugăciunea nu are temelia și baza din cuvânt, este posibil ca diavolul să se furișeze și să aducă chiar în timpul rugăciunii niște lucruri care să fie opuse în ceea ce de fapt vrea Cartea Sfântă, Biblia.
M-am văzut și am înțeles că diavolul tot timpul vrea ca să invadeze sau vrea ca să cuprindă partea cea care este mai mult cuprinsă. Adică diavolul când vede că în bisericile în vremea de astăzi se cântă mult, se laudă pe Domnul, are diavolul tactica lui ca să aducă și partea lui acolo, ca să poată să strice cântarea adevărată de har, ca să nu se mai cânte cântarea care în numele lui ești vindecat, să se cânte poate altele pe alte tonuri. Ei, m-am uitat și din partea rugăciunii ar vrea diavolul ca să schimbe ceva. Și de unde știu lucrul acesta? Nu pentru că sunt mare descoperator, l-am văzut din cuvânt aici, pentru că însăși Domnul Iisus Hristos avertizează despre pericolul acesta în care oamenii, dacă fac lucrarea aceasta în ceea ce privește rugăciunea cu nebăgare de seamă, este posibil ca să fie lucrarea diavolului pe undeva aplaudată acolo. Vorbeam nu de mult cu cineva și îmi spunea că impresia multor creștini din vremea de astăzi cu privire la subiectul acest de rugăciune este parcă ciudat de cei ce am crezut noi mai înainte, ce au crezut părinții noștri. Am auzit cu atâta lucru și m-am pus să mă gândesc și să văd, Doamne, oare chiar acesta este harul? Unii cred că atunci când este gălăgie multă în rugăciune, atunci e har. Pe când alții spun că atunci simte harul, când inima îi plânge și când prinde legătura aceea cu Dumnezeu. Nu e nevoie de aplauze în timpul rugăciunilor, nu! Atunci când susurul blând, cum a venit la gura peșterei lui Ilie, acolo a fost prezent Domnul. A venit vântul, a venit furtuna, a venit vârtejul acolo și spune cuvântul că Domnul era acolo? Nu era Domnul acolo, dar după ce au trecut toate acestea, a venit un susur blând și subțire. Și a vorbit acolo Domnul, vreau ca acel susur blând să fie tot timpul peste Golgota aici. Vreți lucrul acesta? Sunt atâția care cuprind și încep ca să capareze și încep ca să ilustreze de ce mai multă gălăgie face în rugăciune, în cântare, în tot felul de programe, de ce e mai mult har acolo, pe când cuvântul acesta din Biblie îmi spune că harul n-are nimica cu gălăgia, dragi tineri. Poate să fie cât de tare tobele acelea în urechile voastre care le ascultați acolo, dar nu e har acolo, să știți, pentru că harul e atunci când tu și eu vei prinde legătura directă cu cel care a făcut harul acesta. Amin? Domnul să ne ajute, fraților, la lucrul acesta. În seara aceasta, prin harul Domnului, am vrut ca să vorbim despre subiectul acesta al rugăciunii. Dacă ați observat de acum, de la anul nou încoace, după convorbirea cu frații slujitori, ne-am gândit și am spus că vrem ca să introducem frații, surorile, să înainteze în rugăciune și ați văzut că unele duminici se mai pun frați, surori, așa ca să înainteze cu rugăciune. Vreau ca să vă spun, dragii mei, frați și surori, am căutat modalitățile acestea nu ca să schimbăm atmosfera, să fie mai atractivă, să atragem aici să fie plin sala aceasta. Am propus și am vrut ca să, prin aceste metode, să putem să implicăm și frații și surorile ca să vină înaintea Domnului, pentru că odată lucrul acesta se făcea din dragoste, nu trebuia numită sora și fratele, pentru că avea harul acesta, avea dorința aceasta ca să vină înaintea Domnului cu rugăciune. Acum se mai supără frații când îi punem, îi numim aici așa să se roage, se mai supără și surorile poate care le numim, dar fraților, vreau să vă spun
Lucrul acesta nu este că noi vrem să facem aici cei ce noi știm numai. Am căutat modalitățile acestea, metodele acestea. Dacă nu vor lucra, nu le vom face. Dacă veți fi împotrivă la lucrul acesta și dacă mai mulți veți spune că nu lucrează, atunci vom lua altele măsuri. Dar vreau să vă spun că rugăciunea, de fapt, este cheia aceea care spunem că deschide cerul. Și dacă a rezistat biserica de-a lungul secolilor, nu pentru că au avut programe frumoase, au rezistat. Dacă martirii cei care au murit acolo pe arena romană au rezistat înainte acelor fiare, nu pentru că odată cineva le-a spus că ai făcut gugeab undeva într-o biserică, dar pentru că oamenii aceia i-am găsit în Faptele Apostolilor, unde spuneau acolo așa, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile. Apoi capitolul 2, versetul 44 spune așa, 42 spune cuvântul: ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pânii și în ce? Și în rugăciune, slăvit să fie Domnul. Dragi tineri, ați auzit unde a fost secretul că oamenii aceia au rezistat când au venit fiarele acelea, deși le-a fost fâșiată carnea și oasele. Dar cei ce a rămas viu pentru veșnicie a rămas, slăvit să fie Domnul. Frate, soror, vreau ca să intră, timpul trece repede și poate nu voi putea în suficient ca să vorbim în totalitate despre cei ce Domnul mi-a pus pe inimă, dar dacă va mai fi o altă dată, vom putea ca să continuăm, pentru că acest subiect al rugăciunii m-a făcut ca să-l înțeleg din punctul de vedere biblic, nu din obiceiurile oamenilor, nu din tradiția ortodoxă, că aveau carticele și aveau sute de rugăciune acolo și dacă nu știai 30 de rugăciune la paș, înseamnă că ai fost un tâlhar și un ceva acolo, spunea preotul la ei acolo. Nu! Dar vrem să înțelegem rugăciunea ca dovadă din Biblie și de ce e oare e cuprinsă rugăciunea aceasta, pentru că de fapt cartea aceasta sfântă este cuvântul lui Dumnezeu, dar pe lângă cuvântul lui Dumnezeu este cartea de rugăciune. De ce? Pentru că foarte multe rugăciuni sunt scrise în ea și ea a rămas ca model pentru noi, pentru biserica care mai are timpul acesta încă ca să fie până o va lua Domnul acasă. Aș vrea ca să vedem despre lucrul acesta și am ales să citesc din Evanghelia lui Matei, pentru că sunt foarte multe referințe cu privire la rugăciune. Sunt foarte multe, chiar din prima carte a Bibliei până la ultima. Rugăciunea nu-i ceva nou testamentală, dragii mei. Rugăciunea nu de la Hristos încoace, când a început harul, când a început libertatea și toată prosperitatea aceasta și toată bunătatea aceasta, cum unii o numesc. Rugăciunea, dragii mei, frați și surori, apare în prima carte a Bibliei chiar, unde oamenii au fost aceia care au luat-o și au practicat-o și atunci oamenii au ținut-o până la capăt și datoria noastră este ca rugăciunea să fie ceva real, nu ceva de obicei numai, nu ceva de formă, nu ceva care să umple programul, că avem oră de rugăciune de la 6 la 7, de la 9 la 10, miercuri seara sau marți seara. Nu, nu, nu! Rugăciunea, și de fapt vreau ca să spun despre această formulă a rugăciunii pentru voi, dragi tineri. Îmi pare rău pentru că văd în vremea de astăzi și nu vreau să vă judec, dar am văzut din ce în ce mai mult că sunt frați și surori de 30 de ani pe calea pocăinței și când rostesc o rugăciune nu înțeleg ce spune în ea acolo și spui întrebarea: omul acesta de 30 de ani tot timpul s-a rugat, așa ori e?
Îți pui întrebarea și zici, omul acesta de ce se rușinează când îl numești să se roage aici în adunare? De ce când i-a fost greu, amar, a trimis bilețele la amvon, unul după altul, ca biserica să mijlocească pentru casa lui, pentru problema lui, pentru nevoile lui? Și de ce oare când ajunge în cauza ca să rostească o rugăciune înaintea Domnului de mijlocire, e rușine, se supără, nu le convine? Vreau să nu fiu înțeles greșit aici, dragii mei, frații, surori. Nu vreau să acuz. Și vreau să vă spun că nu vorbesc aici de pe platforma unui sfânt. Vorbesc de pe platforma unui om ca și voi, care vine din Valea Plângerii de aici, de unde în fiecare zi sunt bombardat cu tot felul de ispite, de unde totdeauna încep să mă acoper și să păstrez unitatea și dragostea frățească și de multe ori nu reușesc, vă spun drept aici. Câteodată așa se ațâță lucrurile și se pornesc niște discuții și niște lucruri când nu poți ține controlul. Și parcă ne gândim, Doamne, în seara aceasta ați auzit aici prin viu grai, că Domnul este aproape, fraților. Aș vrea ca să trec la cuvântul acesta, pentru că am căutat un cuvânt aici din Iuda, versetul 3, unde spunea apostolul Iuda odată: prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților, odată pentru cât? Odată pentru totdeauna, fraților. Amin, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să spun că m-am văzut și eu silit pe undeva ca să vorbim despre subiectul acesta, despre rugăciune. Pentru că am spus că noi ne rugăm mult și venim aici la rugăciune și am vrea ca să vină și mai mulți aici. Cum spuneau, frate, dimineață, aceleași persoane, miercurea și marța aici, la timpul acesta de rugăciune, aceleași persoane, și întrebarea se pune, oare aceștia sunt cei mai păcătoși, că numai ei au nevoie de rugăciune? Numai aceștia sunt cei mai greșiți, sunt pătura cea mai de jos care trebuie să vină, să plângă aici, să se roage, să postească pentru noi, oare? Fraților, oamenii aceștia care vin înseamnă că au înțeles rugăciunea nu ca ceva din obicei, dar au înțeles că rugăciunea de fapt este sursa de viață, sursa de comunicare cu cerul. Îmi place când predicatorii și toți frații spun că rugăciunea e cheia care deschide cerul, dar întrebarea se pune, câți au cheia aceasta în mână? Câți au cheia aceasta în mână ca să deschidă cerul acela, ca Dumnezeu să asculte rugăciunea, nu să audă numai? Pentru că este lucrul acesta și vreau să fiu clar înțeles, dragi tineri, Dumnezeu ascultă, dar Dumnezeu aude numai. Dumnezeu se poate întâmpla să audă numai, și este partea a doua care ascultă. Ei, ce vreau să spun cu lucrul acesta? Poate să te audă Dumnezeu, dar să nu-ți rezolve problema și să mergi acasă cu inima ca gheața și să spui că n-am mai făcut nimic ca diacon, nici o slujbă, nici păstorii, n-au făcut niciun har în seara aceasta, pentru că am venit și n-am simțit nimic în inima mea. Sunt vinovați ei, comitetul de vină, nu suniți între ei, n-au dragoste, nu e har în rugăciune, nu-i cum așa cum ar fi în alte cârduri, nu știu pe unde, gălăgie și aplauze. Fraților, tinerii dragi, vă rog să nu-mi luați în nume de rău, dar este un pericol care, dacă îl mai ducem așa, să știți că vom fi doar cei oameni care spune cuvântul, au, dar numai ce au, fraților?
au doar numai o formă de evlavie, dar puterea lui Dumnezeu unde-i? Nu-i. De ce? Pentru că puterea lui Dumnezeu se capătă la rugăciune, fraților. E bună toate studiile care le facem și îmi place să caut, să cercetez așa, dar dacă nu are rugăciunea loc acolo ca să ude cu Duhul Sfânt toată învățătura, toate predicile lui Budac și nu știu cui acolo, dacă n-au ungerea aceea care să aibă viață în ele, sunt doar povești, dragii mei, frați și surori, și vă rog, n-ascultați povești de acestea omenești, ascultați mai bine ceva care să vă mântuiască sufletul, nu ca să vă strânească dispoziția la râs și la comentarii până la 2-3 noaptea în drum și acasă. Iertați-mi îndrăzneala aceasta, dar o spun cu durere, că mulți o iau în ușurel cu lucrul acesta. Și apoi vina este pe păstori și pe slujitori, că nu se vindecă bolnavii, că nu sunt lucrări, că nu e așa cum ar trebui să fie, dragii mei. Buchetul acesta de flori care este aici, vaza aceasta verde, vă întreb aici, dacă ar fi o singură floare, o singură frunză verde, uitați-vă la ea practic aici tot, ar avea oare așa aspectul acesta de ceva verde, ceva care e ceva frumos? Te-ai uitat așa la o singură steablă numai, parcă nu, dar când toate acestea s-au rotit acolo, au ieșit acolo, e ceva frumos, surorile au mers, au cumpărat și au adus aici, nu? Exact așa și pe planul acesta din biserică, un singur om, el și el și alții, nu poate să facă buchetul acesta să cie, să fie cu har în biserică, nu poate, pentru că sunt oameni și ei. Trec și ei prin lumea aceasta unde sunt dealuri, unde sunt văi, unde mai vine ispita, unde mai vine încercarea, unde mai vine și altele lucruri, dar cu toți împreună vom putea ca să facem buchetul acesta să fie frumos și să fie acela care să spună, băi, e ceva frumos la Golgota acolo, nu pentru că avem sală nouă aici, nu, am vrea ca partea din lăuntru să ne dea frumusețea spirituală, vreți lucrul acesta? Dragi tineri, mai aud că voi nu înțelegeți predica mea când vorbesc în limba română. Vreau să vă întreb în seara aceasta, până acum ce v-am spus, ați înțeles voi? Sau trebuie să-mi aduc un translator în engleză să vă translez predica? Dragii mei, frați și surori, spun lucrul acesta pentru că, cu durere, unii au îndrăznit să spună, Alexandru, când tu predici acolo, nu te înțelege pentru că vorbești românește și nu te înțeleg, trebuie și în engleză cineva să te traducă. M-am uitat la el și dacă ar fi fost măcar născut aici, dar a venit și el cu traista în spate, cu tatsul de acolo și știa cum se cheamă și vaca și capra și tot și aici nu mă înțelege în limba română, fraților. De atâta am îndrăzneala aceasta, pentru că vreau să fiu sigur, serios vă spun, să fiu sigur pentru că cei ce vă spun înțelegeți. Eu cred că sora aceasta înțelege ce spun eu aici și fratele acesta și ei și alții, cred că tot mă înțelegeți aici ce spun eu. Dar dacă cineva nu înțelege, voi fi gata ca să schimb o altă metodă, dar nu acum, va veni vremea, dar vreau să mai îndrăznească cineva să mai vină cu oferte de acestea. Frații mei, suntem aici ai noștri de-ai casei, dar vreau ca să vă spun un lucru, cei ce avem și cum facem, așa vom avea mai departe. Cuvântul Domnului aici spunea despre rugăciune și timpul aproape a trecut și numai introducerea am făcut. Lungă introducerea aceasta a fost cam. Dar aș vrea, fraților, ca să mă explic, să înțeleagă și aceștia care nu înțeleg, spun că nu înțeleg. Vreau să mă înțeleagă că rugăciunea este cea care îți dă viață, dragul meu frate și soră. Așa cum respiri aerul acesta de afară,
Așa cum bei apa aceasta din izvor și când e răcoroasă, dacă persoana din lăuntrul tău nu absoarbe prin rugăciune hrana aceasta, să știi că e moartă, n-are viață în ea. M-am uitat în cuvântul Domnului aici și am văzut aici despre că însăși Domnul Iisus te spune despre lucrul acesta. M-aș fi mirat dacă ar fi spus un alt om, ar fi zis, băi, avea ceva ură pe ei despre farisei, despre carturari și așa mai departe, și le-a spus că borbolosesc și așa mai departe, cum se mai întâmplă între noi, că, oh, ceva are pe el, că l-a mai luat așa din părți. Nu, fraților, acest lucru l-a spus cel la care s-a întrupat aici pe pământ și spune că cuvântul a coborât aici între noi și a locuit unde? A locuit aici printre noi. De ce? Pentru că El însăși era cuvântul, slăvit să fie Domnul. Și atunci când El vorbește despre lucrul acesta, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, înseamnă că această persoană n-a vorbit de pe aprobații, că i-a spus cineva ceva odată. Nu! Această persoană a fost aceea care a părăsit slava Tatălui și a venit aici jos ca să-ți spună: ai grijă, Alexandre, ce faci aici, că-ți voi cere socoteală la urmă, să știi. M-am uitat în cuvântul Domnului și am vrut ca să caut și unii au găsit cu bine ca să folosească Psalmul 50 cu versetul 15, unde cuvântul spune acolo: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei ce? Iar tu mă vei proslăvi. Și unii atâta plin de har și au spus, e numărul de numărul telefon al lui Dumnezeu care apelez și Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului, eu am venit, te-am rezolvat și gata, ești achitat de problema care ai fost. Frații mei, vreau să vă întreb, cei care ați sunat vreodată la 911 când v-a ars casa, când ați avut un incendiu ceva, ați mai sunat după ce n-ați avut nimica, niciun incendiu, nu s-a întâmplat nimica? N-ați sunat, nu? Nu i-ați chemat niciodată să vii să le pui o supă acolo, să faci cu ei o poză acolo sau ceva. Nu i-ați chemat. De ce? Pentru că ai spus că n-am nevoie de el, nu? Ei, cam în lucrul acesta îl văd că oamenii au încercat ca să spună, e numărul telefon al lui Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului, eu te izbăvesc, tu ai ieșit din problemă și mergi mai departe, fă-ți treburile tale. Când vei mai avea odată nevoie de mine, iar mă sun, eu iar vin. Fraților, Dumnezeu nu este numai 911, fraților, când îți arde casa să-L chemi. Dumnezeu este acela care vrea în fiecare clipă să ai legătura cu El. Ziceți un amin la lucrul acesta. Eu sunt tânăr în comparație cu cei care sunteți aici înaintați în vârstă, dar în viața mea am înțeles că fără Dumnezeu nu se poate de mări, dragi tineri. Și nu o spun aici din fățarnicie sau din ceva să-mi arăt cine sunt. Vă spun că fără Dumnezeu o clipă nu existăm, să știți. Atunci haideți să ne îndrăgostim de acest Dumnezeu și să facem în totul cei ce ne cere El de fapt prin cuvântul Său. Să nu luăm așa numai ca odată în buzunar, ca telefonul, când mi-a trebuit îi suna, când nu fie acasă, pipace. Fraților și surorilor, dragi tineri, cei care sunteți aici, haideți, este vremea, cred că, când trebuie ca să punem un preț mai mult pe responsabilitatea aceasta care o avem noi ca fiecare. Ne place cineva să ne facă programe frumoase, să ne cânte, să ne recite poezii, să vină aici să se facă ungeri cu un de lemn, să se vindece, să se vorbească, că s-a vindecat la Golgota, nu știu care, acolo.
Dar, fraților, haideți ca să începem fiecare, începând în vremea de azi, să contribuim să facem frumosul acesta. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Sunteți de acord să dăm la o parte prejudicățile, ura, mândria, îngânfala, toate lucrurile acestea? Cine se angajează din seara aceasta? Eu sunt primul care spun că vreau pentru binele casei mele, pentru binele poporului acestuia, pentru salvarea casei mele și a mea personală. Aș spune că vreau să-mi iau angajamentul să mă apropii mai mult de Domnul, pentru că am înțeles că fără Domnul nu se poate, dragi tineri, nici în misiune nu se poate, nici în predică, nici în rugăciune, nici în cântare, nicăieri fără Dumnezeu nu poți face nimica, nici la geabul care l-ai, dacă Dumnezeu nu te ocrotește și nu-ți binecuvintează rodul muncii, să știi că nu ai nicio realizare, cât de deștept ai fi, să ai cea mai înaltă școală, să știi că nu poți face nimic. Fraților, aș vrea măcar în seara aceasta să descifrăm ce este de fapt rugăciunea aceasta ca formula aceasta. Am mutat aici și am pus câteva gânduri așa ca să fie înțelesă și de tineri, și de cei în vârstă, și de cei care să înțeleagă că rugăciunea aceasta nu este doar atât numai să ne rugăm atunci când avem noi probleme și să-L chemăm, vino Doamne repede că am nevoie de Tine. De fapt, Iisus a făcut din rugăciune o prioritate, un mod de viață. Ea este respirația sufletului nostru. Prin rugăciune numai Îl vom putea înțelege pe El și mărăția Lui, dragul meu. Prin ilustrație nu vei putea înțelege, prin alte comentarii nu vei putea, dar prin rugăciune vei putea ca să absorbi bucuria aceea care are legătura aceea. Vreau să vă încurajez, vreau să stârnesc în voi dorința aceasta de a ne apropia mai mult de rugăciune, dragii mei, și miercurea, și marța, și oricâte ori, și duminică dimineața. M-am uitat de acum, se observă la noi că vin frații la ora 10 cam, parcă nu era mai înainte lucrul acesta. Deja parcă se răresc la ora de rugăciune dimineața. Ce vă împiedică, dragi tineri, să nu fiți și voi aici la 9 dimineața, cu mama, cu tata, să te pleci aici pe genunchi, să spui: Doamne, sunt tânăr, dar am nevoie de ajutorul Tău, de puterea Ta și de biruință în lupta cu diavolul. De ce oare parcă tinerii le place duminica dimineața mai mult să doarmă, că s-au obosit toată săptămâna și n-au putut să se scula săracii de dimineață? Fraților, știu că voi fi judecat în urma acestei vorbiri, dar vreau să vă spun că de astăzi vreau ca să începem ceva nou, dar nu nou, ceva cu mari cunoștințe, cu mari isprăvi, să începem cu pocăința și cu apropierea de Domnul. Voi vreți lucrul acesta? Eu nu vreau la urmă, sau fratele Ilie, sau Dragoș, sau fratele Mike, sau frate Vasile, frate Ionel, frate Estelian, care sunt slujitori aici la urmă, să fim trași la răspundere pentru că am netezit numai pe spate și am zis că e bine, pentru că ne-au făcut frații observații și la lucrul acesta. Au spus: de ce ați luat cu ușurelul toate lucrurile acestea? De ce câțiva ani în urmă nu v-ați comportat în felul acesta? De ce ați lăsat oare toate lucrurile încet, încet? Și spunea și el, și spunea și frate Ilie, că s-a lărgit calea, și noi o vedem că s-a lărgit. Și dacă continuăm în felul acesta, vindecări nu știu dacă vom avea aici, botezuri cu Duhul Sfânt nu știu dacă vor mai fi aici, mântuiți păcătoșii nu știu dacă vom avea, dacă vom continua în feluri de care cei din afară ne oferă prosperitate, așa toate lucrurile într-o ceva contemporan, nu cântare, dar piese contemporane și așa mai departe. Dacă intrăm în contemporanismul acesta, să știți că am pierdut bătălia, fraților, vă spun de acum, din start, am pierdut bătălia dacă continuăm în felul acesta.
Și n-aș vrea ca la urmă să fiu judecat aspru, să spui, te-ai lingoșit cu cela și cu cela acasă la copil. Aș vrea ca să fie claritate după cuvânt aici. Și dacă va trebui ca să fiu eu, ori casa mea, o altcineva, să fie disciplină, sau copiii mei, să se facă observație, nu mă voi supăra. De ce? Pentru că voi înțelege că oamenii aceștia îmi vreau binele casei mele. Nu vreau ca să mă pună la pământ acolo, nu cred că vrea să mă pună la pământ cineva. Înseamnă că vreau să mă ajute ca să îmi îndrept, să-mi rezolv unele probleme, poate care încă nu sunt. Și în fiecare, în dreptul vostru, spun lucrul acesta, dragii mei. Frați și surori, mă opresc aici și v-am spus că rugăciunea de fapt este respirația aceasta cu care putem ca să avem legătura zilnică cu Dumnezeu. Apoi am văzut aici că prin rugăciune, numai El, îi vorbim lui Dumnezeu, dar El, îi permitem Lui ca El să ne vorbească nouă. De fapt, rugăciunea este un mod de comunicare cu Dumnezeu. Tu îi spui și El îți răspunde dacă ești pe undă cu El. Dar dacă nu ești cu undă pe El, El te aude, dar nu te ascultă. Pentru că ascultarea implică implicație. Atunci când ascultarea implică implicație, Dumnezeu a auzit și a mers la ascultare. Alexandru, Ilie, Vasile a cerut cu tare lucru, e un om credincios, e un om temător, îndată îi trimit rezolvarea acolo. Asta înseamnă rugăciunea ascultată. Și de multe ori încep să spună unii că nu ne ascultă Dumnezeu, nu ne ascultă, nu pentru că îți devină slujitorii tot timpul, dar pentru că relația ta cu Dumnezeu nu este cum o vrea Dumnezeu, dragii mei. Cu aceste lucruri mă apropii de încheieri, dar nu înainte să vă motivez ca să ne mai rugăm o dată, fraților. Mai vreți să mai facem, dragi tineri, o rugăciune? Ori e destul, mergem acasă, gata, e ora 8. Mai vreți ca să ne mai rugăm o dată aici? Mai vreți ca să mai spunem o dată, Doamne, dacă Tu ai văzut nevoia noastră ca să ne spui despre lucrul acesta, înseamnă că n-ai văzut că pe undeva suntem corigenți la lucrul acesta, înseamnă că pe undeva ne-am luat cu ușurelul în alte părți și am neglijat postul, și am neglijat rugăciunea, și am neglijat citirea biblică zilnică. Și dacă Tu ne-ai văzut în starea aceasta, adu-ne înapoi aici în staulul Tău, pentru că vrem să ne mântuim noi și casele noastre. Amin, vreți lucrul acesta? Dacă vreți, vă rog să vă ridicați în picioare și să venim într-o rugăciune. Și dacă va fi o altă dată, prin harul Domnului vom continua ca să ne rugăm. Vreți ca să mergem în rugăciune și să-i cerem de la Domnul să spunem, Doamne, vrem să Te chemăm în seara aceasta, vrem să Te chemăm împreună cu pruncii aceștia care s-au întors aici între noi, pentru că pentru binele lor am venit în țara aceasta, am spus să ne creăm un viitor mai bun, o viață mai bună, și când am venit aici, parcă ne-am lovit de altele lucruri și nu știu ce viitor văd în noi pe calea pocăinței. Haideți să venim în rugăciunea aceasta și să ne rugăm ca Domnul să fie acela care să ne asculte și să ne învețe El. Slăvit să fie Domnul!